acum cum a fost transformată această zonă. Investiția nu a fost a primăriei municipiului Brăila, ci într-o colaborare cu cei de la supermarketul din spatele meu, care au realizat pe banii lor această investiție spre a oferi un plus de vizibilitate zonei, dar și un concept mult mai modern și frumos. Așa arăta această zonă înainte de a fi demolate toate garajele. Erau 21 de garaje total insalubre și urâte, iar acum, după demolare, așa arată schița pentru parcarea la care lucrăm acum în momentul de față. În loc de 21 de garaje urâte, vom avea 89 de locuri de parcare noi, spații verzi, trotuare și străzi modernizate, inclusiv până la intrarea în fiecare apartament. Noi considerăm că aceasta este normalitatea și vom continua cu astfel de proiecte în cât mai multe zone din municipiul Brăila. Acum am intrat pe străzile dintre Viziru și Grigore Alexandrescu și urmează aproximativ într-o lună de zile să intrăm și pe cele dintre Grigore Alexandrescu și șoseaua Buzăului. Este vorba de străzile paralele. Aici schimbăm bordurile în totalitate, reamenajăm spațiile verzi și asfaltăm trotuarele până la intrarea în scara blocului, exact așa cum vedeți în spatele meu. În spate avem primul parc de joacă reabilitat de primăria municipiului Brăila. Înainte arăta așa și o să vă transmitem fotografiile. Iar acum am terminat credința 47 Pinocchio la exterior. Așa cum v-am zis, o să vă invităm și la inaugurarea oficială. I-a arătat că în aceste fotografii pe care o să le primiți dumneavoastră, acum cred că arată mult mai bine și partea principală este că parcul de joacă, mulțumesc, parcul de joacă va fi extins în partea dreaptă, cu locuri de relaxare pentru cei vârstnici, dar și terenul de sport pentru cei tineri. Este un concept nou care vine atât cu mese de tenis, dar și cu terenul de sport, așa cum au nevoie tinerii pentru a mai se deconecta uneori de la calculator. Cele pe care le-ați văzut mai devreme nu se pot numi grădini frumoase cu flori, verdeață și copii, niște amenajări foarte urâte, depozite efectiv în aer liber ale tuturor gunoaielor pe care unii oameni i-au adunat într-o viață. Regretăm faptul că trebuie să le îndepărtăm, dar așa este civilizat și cum ați văzut dumneavoastră, trebuie să avem spații verzi, pomi și o zonă foarte deschisă și frumoasă, nu ca cea de acum. Garajul fiecăruia de noi, primărie, prin spațiile și prin spația autentă.